Suntem la Hotel Crown Plaza București. Bun venit! Astăzi împreună cu domnul doctor Florin Chirculescu, chirurg renumit și scriitor genial. Bun venit, domnule doctor! Genial, ca mult! Mulțumesc de invitație! Bună ziua. Sigur că o să fiți modest! Da, n-am cum să mă împiedic. Și bisturiul și pixul, tot cu mâna dreaptă? Da, cred. Îmi imagine. Nu, cu dreapta, bineînțeles. Cu dreapta. Știu că sunteți șef de secție la chirurgie toracică la Spitalul Universitar de Urgență și de 5 ani ați scris, imediat după ce ați ieșit din gardă, despre Eminescu. Am scris 4 ani. Un an m-am documentat. Îmi place să citesc foarte mult. Și citind istorie, la un moment dat am dat peste niște evenimente mai puțin cunoscute apropo de Eminescu. Iar unul dintre ele a fost absolut șocant. Așa? Și anume, într-o singură zi, 28 iunie 1883, ziua în care Eminescu a nebunit, s-au întâmplat următoarele lucruri. A fost desființată o gazetă, și anume L'Independance Rumen. Redactorul ei șef, Emil Gali, a fost expulzat. Și totodată Societatea Carpații, care era o societate care lupta pentru întregirea României, a fost și ea desființată. Am luat-o pe firul apei, am aflat că Eminescu a făcut parte din acea organizație, că a fost chiar unul din membrii ei fondatori. Și ca și cum asta n-ar fi fost nimic, am dat și peste documente fotografiate, ele există la Viena, aceste documente, în care niște note informative făceau referire la Eminescu, cum că Eminescu era membru al acestei organizații, una dintre notele informative respective fusese văzute chiar de împăratul Franz Josef, care a scris pe ea Ghezen, era alt Eminescu. Alt Eminescu nu mai era poetul, cum îl știm noi. Nu mai era acel poet drăguț, visător. Dar nu știe tot românul că Eminescu a fost și jurnalist, că a avut pagini întregi de ziar scrise. Mă tem că învățământul din ultima vreme nu este foarte atent cu istoria. Iar unul dintre handicapurile care decurg de aici este că știm despre Eminescu, somnorase păsărele, luceafărul și dacă ramuri bat în geam. Prea puțin știm despre politica dumnealui, despre el ca un politic. Ca un politic. În liceu, cum vi s-a predat Eminescu? Bine? Era un tip de învățământ mai scolastic, dar net superior. Ce se întâmplă acum. Dacă ați ține o oră despre Eminescu la liceu, cum l-ați preda, domnule doctor? În primul rând, l-aș pune în context. În primul rând, aș spune niște lucruri despre el, pe care le-am și spus unor copii. Am făcut un turneu prin țară și le-am spus. Da. Voi știți că Eminescu ăsta a fugit de acasă? Voi știți că el a muncit în port la Giurgiu? Știți că a fost suflăr la teatru? Da, le-ați spus și că nu și-a luat bacul? Au nebunit, eram cu niște profesori, au tresărit imediat. Vai, cum? De-ați spus asta? Da. Aș corecta imediat povestea asta cu faptul că Eminescu nu a luat bacul, cu capacitatea lui îngrozitoare de a citi, de a studia, de a analiza. Da. El a fost un personaj cu totul și cu totul remarcabil și faptul că nu și-a luat bacul, ok, este un element de biografie, dar iată că nu i-a micșorat mintea. Absolut. Ok, a fost un accident, că el s-a dus să-l dea, dar nu l-a luat. Da. După 4 ani de zile cât ați scris, da, și un an de documentare, a ieșit Solomonarul. Da. O carte eveniment, un roman fascinant, cu super vedete, ca o super producție de cinema, am putea spune. Sunteți fericit, sunteți mulțumit? Este una dintre cele mai bine vândute cărți de la Târgul Gaudeamus de anul trecut. Știți cum e? Niciodată nu ești mulțumit de carte. Ați mai rescrie-o, nu? Dacă ați luat-o de la capăt. N-aș mai putea, pentru că sunt anumite segmente din text pe care le-am scris, cred că și de 100 de ori. Cine își imaginează că a scrie este un exercițiu așa, un om stă cu bărbia în palmă și se gândește, nu e așa. E o muncă dură, că scrii poezie, că scrii proză.
cuvintele trebuie să pice într-un anumit fel în text. Domnule doctor, n-a avut Eminescu parte de un doctor bun, un doctor care să-l protejeze, un doctor care să-l îngrijească cu iubire și cu devotament. N-a avut Eminescu parte de cineva care să-l țină aproape și să spună, dacă vă mai luați de Eminescu, veți avea de-a face cu mine. N-a avut parte de asta. Știți cine a avut parte de asta? Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, el provenea dintr-o familie mai săracă și cei de la Junimea erau de regulă mai bogați, însă acolo era un mare domn politic și anume Petre Carp, care mai i-a ținut partea. I-a ținut partea. Dar lui Eminescu, i-a ținut cineva lui partea? Probabil că ar fi putut Petre Carp, numai că din păcate a avut un conflict de idei cu Eminescu. Petre Carp pleda pentru alianța cu Austria și Germania, da? O alianță secretă, în timp ce Eminescu a scris teribil de mult împotriva acestei alianțe, aducându-ne cumva aminte despre ceea ce se întâmplă astăzi în România. În opera politică, influența austriacă asupra românilor din Principate, 1876, Eminescu scrie: tot din iubirea creștinătății, Austria a încercat sub Constantin Brâncoveanu să ia țara românească, precum mai târziu a luat Bucovina. Austria există prin discordia popoarelor sale, scrie Eminescu. Influența austriacă se prezintă ca o țesătură foarte complicată de cauze și efecte. Și era 1876, acum 147 de ani. Dacă Eminescu ar fi văzut cum Austria s-a opus intrării noastre în Schengen, ce ar fi spus? Ce să spună? Doctor? Ceea ce a spus deja. Ceea ce deja, a scris acum deja, 100 și aproape 50 adică de ani. El în perioada în care a premers zilei de 28 iunie, 1883, el era angajat în două campanii de presă. Unul care era legat de această alianță secretă cu Austria, drept care domnul Carp, vreau să stabilesc un lucru, e unul dintre politicienii români absolut remarcabili. N-avem ascare. Îmi pare rău că o spun. Nu există niciunul precum Carp astăzi în România. Punct. Asta de ce? Pentru că era un om educat, pentru că era un om inteligent. Vă dau un singur element de biografie. El a studiat, dacă nu mă înșel, la Bonn, a făcut dreptul pe acolo, a terminat printre, cred că primul chiar. E, când a venit o rudă de a împăratului Napoleon al III-lea la Bonn, studenții de acolo, care erau de extracție germană, au zis, bun, cine îi ține discursul de întâmplare? Cum cine? Carp îl ține. Carp a fost un om remarcabil. E, cu toate astea, a intrat în acest conflict cu Eminescu. De altfel, i-a și scris lui Titu Maiorescu: mai potolește-l odată pe nebunul ăla. Pentru că și atunci ca și acum, legațiile știau ce se întâmplă în România, știau că există un autor, iată, nebun, care avea o poziție contrară intereselor Austriei, drept care Carp i-a spus, mai potolește-l pe nebunul ăla. Și, da, și un doctor bun? Un doctor bun pentru el n-a fost să fie? Așa a fost destinul lui? Da. El a avut un medic, mă rog, după toate cele. A avut un medic la Botoșan, când a stat cu sora lui, în casa surorii lui Harieta. Și au fost niște discuții. A venit la un moment dat, hai să zicem, o comisie de medici de la Iași, cărora li s-a părut că tratamentul pe care îl administra, am un lapsus, nu mi-amintesc numele celui care îl trata la Botoșani, respectivul medic dădea prea mult derivați de mercur. Medicii din România au zis, măi, cei de la Iași, domnule, nu, e prea mare doza. Sora lui Harieta a zis, vai, ce se întâmplă, până la urmă au căzut într-un fel la pace să-l trimită pe Eminescu la Hale să fie tratat. Cred că medicul care s-a ocupat cel mai mult de Eminescu a fost cel la care a ajuns după 1883 la Viena, care a contrazis foarte multe diagnostice din cele puse în România. Mi-a spus că este un sindrom bipolar și cu asta basta, adică el nu a crezut în etiologia sifilisului, nu a crezut că sifilisul l-a adus aici. Academia de Științe Medicale din România a pus verdictul de malpraxis în cazul lui Eminescu. Exact, acea clorură de mercur
care i se dădea intravenos, a fost motivul acelui infart? N-aș ști să vă spun. Care i-a provocat și moartea. În primul rând că sunt, mi se pare puțin hazardat, și nu pentru că e malpraxis, și nu pentru că sunt medici la mijloc. Cred că nu avem suficiente date ca să discutăm. Nu știm adevărul încă? Cred că nu. Cred că nu și nici nu cred că mai avem cum să-l aflăm, pentru că există și anecdota conform căreia creierul lui Eminescu era depus la institut și nu s-a mai găsit și nu s-a făcut examenul anatomopatologic așa cum ar fi, și histopatologic așa cum ar fi trebuit să se facă. Sunt lucruri pe care nu le știm. Toate aceste lucruri au alimentat și o teorie conspiraționistă în jurul lui Eminescu, ținând cont de acele necunoscute publice ale biografiei lui, și anume că a fost într-adevăr un tip luptător, că a fost într-adevăr un tip cu picioarele pe pământ, că a fost într-adevăr un workaholic, a fost un workaholic Eminescu, că nu era doar visătorul de pe stradă care se uită la niște plopi fără soț. Nu vreau să-i depreciez poezia, absolut, Doamne ferește, dar vreau să spun că a fost într-atât de într-atât de genial. Genial. Nu merge într-atât cu genial, dar o să îmi permit licența asta acum. A fost într-atât de genial încât, iată, putea să scrie poezie deosebită, putea să scrie proză deosebită și putea să scrie un jurnalism absolut remarcabil. Domnule doctor, în documentarea dumneavoastră pentru cartea Solomonarul, v-au fost de ajutor scrisorile dintre Eminescu și Veronica? Au Nicle? Fost, am senzația că aia a fost, că acea corespondență mi l-a revelat cel mai bine ca om. De ce? În primul rând, mă rog, am preluat de acolo chiar și povestea cu Emin, nu de-aia în carte apare Eminescu, apare Emin. E un episod foarte interesant în care Veronica îl roagă pe Eminescu să intervină, să-i pună o pilă, domnule. Așa, pentru? Nu mai țin minte pentru ce. Chiar nu mai țin minte pentru ce, dar m-a fascinat faptul că Eminescu, un tip foarte dur cu politicienii, da. Acum era pus în situația nenorocită de a se duce să se roage de un politician. Să facă trafic de influență. Și sunt mai multe scrisori în care se dezbate problema asta între cei doi. Ce ai mai făcut cu problema mea? Veronica, Nicuță, uite, m-am dus și am nu știu cum. Se vedea săracul că îi se... Era strâns cu ușa. Da, că e strâns cu ușa, că n-ar fi făcut-o. Ei, lăsând la o parte faptul că sunt destul de multe detalii despre viața lui zilnică, pe care îi le relatează Veronicăi și încep să-ți dai seama despre ce fel de om era el. Și ce impresie v-a făcut? Ce ați aflat despre el și noi nu știm? E un dialog faimos pe care l-a avut cu Caragiale, apropo de Kant, în care Eminescu, normal, îl plăcea pe Kant. Într-o zi lui Caragiale i-a dat dreptate și după două zile i-a zis: ia mai lasă-mă, domne, cu moftangiu ăsta al tău de Kant. Și ăsta s-a enervat, Eminescu: cum? Acum două zile ai zis așa și pe dincolo. Păi ce, dacă nu te-aș contrazice, noi ce-am mai discutat? Eminescu era un tip serios, dar trebuie să știm că era un tip, el se distra, el glumea, el s-a și bătut. Nu era un bătăuș standard, adică se iasă pe stradă, se bată cu toată lumea. În sensul de a se duela? În sensul de a apăra o doamnă care a fost atacată sau acostată de doi înși la Viena. A făcut treaba asta. S-a bătut când era mic, la Cernăuți, la școală. Nu e simplu să fugi de acasă. Și nu e simplu ce mânca bătăi, taicăsu era un tip aspru. Combinând corespondența lor dintre Eminescu și Veronica, plecând și cu aceste date biografice, am senzația că era în primul rând un om extrem de serios. Cred că era foarte dificil să-și ia cuvântul pe care și-l dădea. Deci deja sunt niște chestii foarte, pe care eu personal și cred că oricare dintre noi le apreciază foarte mult la un om. Avea curajul opiniilor, dar până la urmă era și el om.
În sensul că, na, îl rugase Veronica să-i facă un serviciu și atunci o tot dădea el cotită, tot încerca să amâne, tot se justifica. Asta înseamnă să fii om. Adică, bun, sunt serios, sunt intransigent, nu era chiar intransigent, dar sunt om și la un moment dat mă roagă iubita mea să fac ceva. E, ce fac? E, uite că până la urmă a ajutat-o. A ajutat-o. Și despre povestea lor de dragoste, ce ați aflat din corespondența lor? Povestea cu Veronica a început de când s-au întâlnit ei la Viena și a durat până la moartea lui, cu suișuri, cu coborâșuri și așa mai departe. Mai există o imagine în mentalul public, domne, romanticul s-a îndrăgostit și a îndrăgostit, Buștean a rămas. N-a fost chiar așa. A iubit multe femei, Veronica. N-a iubit-o numai pe Veronica, s-a supărat rău cu Veronica, a avut dispute cu Veronica, a fost gelos pe Veronica, s-a certat cu Caragialea din cauza Veronicăi. Domne, a fost foarte om. El a fost un om, numai că noi nu dorim să acceptăm că un om, ca oricare dintre noi, poate să aibă la un moment dat niște capacități mentale, ca să le spun așa, cu mult super, chiar dacă e om, el poate mai mult decât, nu știu, 99,9% din cei cu care trăiește. Credeți în destin? Nu. Credeți că omul își face destinul cu mâna lui? Da. Cred asta. Și am senzația că Eminescu, mai ales în scrierile politice, face deseori referire la acest aspect. Nu trebuie să uităm că el la un moment dat a ajuns la Viena, a ajuns la Berlin, Schopenhauer, începea revărsarea Orientului peste gândirea occidentală. Cred că el considera că orice acțiune vine la pachet cu povara ei ca o umbră. Cred treaba asta. Pe de altă parte, el știa în ce viespar se află. Și cu toate astea, nu s-a lăsat. E un lucru foarte important, mai ales la fel de important și în zilele noastre, când... Iată, un individ care are tăria opiniei și o menține în ciuda adversităților. El a fost un asemenea om. Nu a fost visător. Tot timpul spun și îmi pare rău că o să o spun și el nu este statuia din fața Ateneului Român. Este normal să-l avem și în felul acesta. Până la urmă, când ești copil, înveți despre el. Bun, da, cum? Uite, ăsta este Eminescu. De ce credeți că s-a păstrat teiul lui, nu? Până la urmă. E nevoie de simboluri. E nevoie de simboluri. Cineva m-a întrebat la un moment dat, domnule, dar zice, nu cumva supralicităm acest simbol? Domnule, n-am auzit francezii să-l fi aruncat la gunoi pe Victoriu. Mai spuneți. N-am auzit de nemți să fi zis, bă, Goethe, ia mai dă-l încolo. N-am auzit de așa ceva. Dar spunem noi asta despre Eminescu? Sunt dispute care trebuie să... Atenție! Dispute să aibă ținute de oameni geniali precum el sau... Am senzația că și un om genial se pretează la dispute, da? Adică la controversă. Am acceptat disputele ținute de oameni geniali, dar nu de oricare. Știți care e problema? Trebuie să-l învățăm pe Eminescu, nu ca la școală, și trebuie să-l învățăm așa cum a fost. Adică trebuie să-l... Mi s-a reproșat inclusiv de un copil de 18 ani. Așa? Că, prima dată mi-a zis, la început când v-am auzit vorbind, am zis că sunteți un infractor cultural că îl dați jos de pe piedestal Soplu. Pe Eminescu. Așa. Și am zis, domnule, uite care... În fine, m-am înțeles cu copilul, respect cu copilul, e un băiat de 18 ani, un băiat remarcabil, inteligent, sagace. Bun, cred că cu cât mai mult îl discutăm și îl dezbatem, cu atât mai mult îmbogățim simbolistica legată de el, pe care n-avem ce să o facem. N-avem ce să facem cu ea altceva decât să o păstrăm și să o îmbogățim. Imaginați-vă că atunci când a fost el la Viena, erau foarte mulți studenți români acolo. Și erau studenți români din Moldova, din Bucovina, din
din Muntenia, din Oltenia, din Ardeal și așa mai departe. Fiecare venea cu bagajul lui lingvistic, lexic și așa mai departe. Faptul că ei au stat acolo în comun și s-au distrat împreună, pe lângă faptul că au învățat, nu ca azi, au învățat. Am senzația că acolo a fost unul din laboratoarele în care s-a uniformizat limba română. Iar Eminescu, ce să-i facem? A fost scriitorul care a venit cu bagajul de idei de acolo, cu bagajul unui lexic nou. Sper să nu fiu prea îndrăznesc cu toate afirmațiile astea. El ne-a oferit o nouă limbă română. Da? Din care derivă limba pe care o vorbim cu toții acum și la Suceava, și la Craiova, și la București, și în Cluj. Domnule doctor, cine l-a urât mai mult și cine l-a iubit, l-a adorat mai mult? N-aș ști să spun. Sincer, nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Știu că Lucia Rosetti era frică de el. Știu că și Titu Maiorescu avea momente când era exasperat de Eminescu. Știu, uite, Macedonski a fost suficient de brutal și de rău, chiar a fost rău, să scrie epigrama aceea pe care, după ce a înnebunit Eminescu. E foarte interesant că la ora aceea Eminescu încă nu era poetul național. El era cunoscut și pentru niște romanțe, era cunoscut într-un cerc restrâns. Îi plăcea să cânte. Da, da, îi plăcea ciorba acră. Îi plăcea cafeaua foarte era mult. Era român, ca noi toți. Fuma, nu? Și se certa, când discuta politică, se certa. Da? Mă rog, el era cineva în cercul lui, în cercurile culturale. Cu toate astea, lumea l-a pleznit instantaneu pe Alexandru Macedonski datorită acelei epigrame pe care greu de înțeles ce a venit și lui ăla într-un moment tragic. Și okay, ce credeți că i-a venit de a făcut așa o epigramă? El era liberal. Eminescu, toată lumea zice, era un conservator. Nu era chiar un conservator simplu. Nici aici n-a fost simplu. El, ca opinii politice, ok, a scris la Timpul, care era un ziar conservator. A susținut multe idei conservatoare. De altfel, primele texte din jurnalistica lui pe care le-am citit în anii 90 mi s-au părut, bă, ce cu chestia asta, e cam nu știu cum. Dar pe urmă, când citești mai mult, vei găsi în el idei liberale. Vei găsi în el inclusiv idei laburiste. Da? Eminescu era un tip, domne, ce mai turavura. Se enerva când vedea o primare. Da? Se enerva, nu-i plăcea, hai să zicem, inechitatea. Nu-i plăcea arbitrariul celui, de altfel, și vorbea despre cei care conduc. Ei sunt pătura superpusă. Ok, asistase la cursurile de la Berlin, inclusiv la cursurile unui socialist, Eugen Düring. Dar intrase în contact cu marea literatură economică occidentală. Știa ce spune? Dumnezeule, sunt articole în care te înspăimântă prin ce capacitate de documentare avea în niște ani care nu-i puneau la dispoziție internet. Trebuia să citească totul în cărți, să se uite în cursurile pe care le luase, să studieze presa, el studia presa, el era ca orice jurnalist. Da. Studia agențiile de presă, asta este. Într-o singură persoană s-au mănunchiat foarte mulți inși. Scriitorul, jurnalistul, omul de atitudine politică. Ați fost obsedat de Eminescu? Sunteți? Haideți să vă spun ceva. În primul rând că... Da, este un geniu. Nu toate poeziile lui îmi plac. Sunt unele care nu îmi plac. Da? Sunt unele care îmi plac, care nu îmi plac și care au în ele niște versuri formidabile. Pe de altă parte, știu că el a fost supărat atunci când, după ce a nebunit, Titu Maiorescu a încercat să facă rost de niște bani, a publicat poeziile. El, am citit faptul că a fost foarte supărat, că i le-a publicat înainte ca el să le corecteze, să le șlefuiască. El, Luceafărul, a avut zeci de variante.
Deci, repet, nu era un tip care aștepta să-i bată în ușă inspirația. A sudat scriind. Da? Ceea ce ne arată o mare responsabilitate, marea responsabilitate pe care o simțea, o resimțea față de cuvântul scris. Și, ok, asta nu ca să justific anumite poezii, unele pur și simplu, mie personal nu îmi plac. E însă una care nu-mi place, dar care se termină cu niște versuri absolut senzaționale, Mihnea și ursitoarele se cheamă. Și se termină la modul următor: el n-a fost când era, el e când nu e. Băi, deci uite, și acum mi s-a făcut pielea de găină, pentru că în atât de condensat spune atât de mult, adică poți să te apuci să analizezi astea două versuri în fel și chip, în fel și chip. Am senzația că e o, nu știu cum să spun, cred că pune un diagnostic lumii până aceste două versuri absolut mărunte. El n-a fost când era. Aia era. În rest sunt numai monosilabe. Cum a reușit să găsească această melodie? Nici nu știu cum să-i spun. Și dacă ar fi să-mi spuneți care vă place mai mult și mai mult? Să nu râdeți. Cel mai mult și mai mult îmi place Sărmanul Dionis. Proza. Când am citit proza aia, Doamne, mi-a plăcut. Deci nu venea să cred. Nu venea să cred că a putut să... Este o proză dificilă. De altfel, Negruții s-a și enervat. Cum să public așa ceva? Cine o să citească asta? Aia îmi place cel mai mult de Eminescu. Îmi place Sărmanul Dionis. Așa sunt versuri. Să nu râdeți. E o poezie de dragoste care îmi place foarte mult. Și dacă. Le și învățați pe de rost, domnule doctor? Nu. Nu știu din ce cauză. Nu le învăț pe de rost. Da. Țin minte câteva versuri din fiecare. Dar asta și dacă mi se pare că are o atmosferă așa... Nu știu, eu văd ceva foarte întunecos, foarte negru, foarte nesigur... Are o subtilitate aparte. Deși lumea ar zice, hai mă, e o poezie de dragoste în fond. Nu e chiar așa, e vorba despre absență. Profunzimea fiecare, da. Nu? E despre absență și asta iarăși ne arată ce capacitate, nu știu, parcă vorbesc așa cumva prea encomiastic. Dom'le, ce mai turavurat? A fost un tip aparte. A fost Dacă un tip... ați fi fost medic, cum ați fi avut grijă de el? Aș fi solicitat și opinia altor colegi, primul lucru. Băi, nu mi-e clar ce are ăsta. Uite, nu merge prea bine. Domnule doctor, vremurile lui și vremurile noastre sunt cam aceleași. Da. Dacă ar fi fost acum, ar fi sancționat aceleași lucruri. Da. La fel, de aspru, de intransigent... De vocal. Sunt anumite idei care între timp s-au modificat, da? Anumite paradigme, anumite, iată raportarea la antisemitism. Dar politicul a rămas la fel. Politicul, da. Este, deci, neschimbat. 100 și aproape 50 de ani, domnule deci doctor. Tot despre corupție discutăm și tot despre cine e România asta în lume. Ce poziție are România față de globalizare. Și apoi, să rămânem puțin la întrebarea asta. Da. Ce poziție are România în lume, după părerea dumneavoastră? Îmi permiteți să spun direct ceea ce vreau să spun? România, așa cum este acum, este un eșec. România noastră de azi este un eșec. Este un eșec din punct de vedere al educației, al instrucției, de care suntem răspunzători pentru ultimii 30 de ani. Este un eșec din punct de vedere al medicinii publice. Este un eșec în ceea ce privește clasa politică. Este un mare eșec. Suntem conduși de niște oameni extrem de asemănători cu directorii. Nu! Îi jignesc pe directorii de cooperative agricole de producție. Îmi pare rău că o spun. Îmi pare rău că o spun și suntem în egal, avem cam toți niște vin. Iar cea mai mare este instrucția, educația, școala. Aici trebuia să ne fi concentrat.
Pentru că dacă am fi făcut o școală serioasă și nu conform, conform unor mode, vor trece. Sunt absolut sigur că vor trece. Pentru că deja începem să pierdem concurența cu Asia, unde școala este în continuare școală. Te duci la școală ca să înveți, nu ca să cânti. Domnule doctor, l-ați reactualizat, relansat, reconstruit pe Eminescu. Credeți că Solomonarul, cartea dumneavoastră, îi va apropia pe tineri de Eminescu? Of, știu că este un text dificil. Sper să-i reapropie. Sper... Un singur lucru trebuie, și nu numai cu Eminescu, cu ceea ce înseamnă cultura română. Trebuie să nu uităm și trebuie să avem, să-i avem pe acei profesori care să ne, care să găsească alte căi de a ajunge la, în creierul celor care studiază, în creierul elevilor, da, astfel încât capitalul de informație reprezentat de cultura română să nu se piardă. Eu sunt foarte interesat de lucrul ăsta și mi se pare că nu trebuie pierdut, pentru că sunt foarte multe lucruri nu ok, mai mult decât ok, care s-au făcut în cultura română. Asta sper, nu știu dacă în ce măsură Solomonarul va avea vreun rol în acest sens. Credeți că și-a găsit liniștea, Eminescu? Eminescu? Nici n-ar fi avut cum să și-o găsească. N-avea cum. Dumneavoastră vă găsiți liniște acum? Ține acum, doar în de contextul mine. Ăsta. Domnule doctor, ține doar de mine. Liniștea mea e în mine. Am vorbit înainte să vin aici cu un, cu un faimos avocat. Așa. Care îmi spunea, e foarte dezamăgit de ce vede în jur, cum suntem mai toți. Și care îmi spunea, mă rog, are el un hobby, nu o să-l relatez ca să nu-l devoalez pe dumnealui, ce cărțile și hobby-ul meu, ce parcă sunt în altă lume. El s-a retras. Nu știu în ce măsură e bine să ne retragem, am senzația din contră că e un moment acum când ar trebui să facem niște lucruri. Am această senzație. Nu putea să trăiască atâția ani cât i-am dat eu în carte. Eu l-am dus până în 1923-24, da? Nu și-ar fi găsit, de fapt nici în textul meu nu-și găsește liniște. Sunt anumiți oameni care nu-și găsesc liniște. Ei sunt, dacă vreți, fanioanele care ne arată, bă, știi, uite, ăsta e drumul pe care trebuie să mergi, ăsta e neliniștit, este nebun, e cum vrei tu, dar asta e calea. Asta e calea, da. Nemulțumirea față de mediu este un bun ghid. Domnule doctor, operați cancere de plămâni, infecții, operați traumatisme, da, accidente, aveți o muncă grea, dar mai sunteți și lider de sindicat? Cât am scris cartea asta, trebuie să admit că am oprit, nu mai puteam și cu activitatea sindicală. A fost un text extrem de, m-a absorbit îngrozitor de mult, foarte mult m-a absorbit. Trebuia să pun, să reconciliez anii secolul XIX, da, cu disputele din zilele noastre, pentru că în fond cartea asta este despre Eminescu ajungând să discute cu cei de la hashtag rezist. Asta a fost miza acestui text. Și atunci chiar a fost un text foarte greu și am dorit ca și un jurnalist să nu fiu părtinitor în acest text. Adică să nu depreciez, să nu-i depreciez nici pe socialiști, nici pe liberali, nici pe hashtag rezist, pe nimeni, nici pe Eminescu, cu atât mai puțin pe Eminescu. Pentru ce iubiți pe Eminescu? Tocmai pentru că a fost neliniștit. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de mine. Vă felicit din toată inima pentru Solomonarul și să mergeți în cât mai multe orașe din țara asta să oferiți oamenilor, da, ce ați aflat și unde l-ați dus pe Eminescu. Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc Hotel Crown Plaza București. Pe curând! Toate cele bune!